Este pentru prima dată în Clujul are o flotă de peste 100 de utilaje noi, înmatriculate în județul nostru, care până la urmă vor deservi întreaga populație. Calitatea unui utilaj, calitatea unui produs, până la urmă ajută și crește calitatea vieții oamenilor. O mașină de calitate, cea despre care vorbim, Ford, va ajuta operatorul să ofere condiții cât mai bune, condiții superioare, atât de colectare cât și de procesare a acestor gunoaie. Deci este esențial pentru un operator care dorește performanță să aibă utilaje care aduc performanță. Speranța noastră este să ajungem ca din aceste gunoaie să producem, fie producem energie termică, fie producem energie electrică, deci vom produce bani din aceste gunoaie. Într-adevăr, ne dorim ca din acest curent pe care îl producem din gunoaie să alimentăm instituțiile publice, școlile, spitalele și de ce nu să alimentăm chiar aceste mașini speciale atât de utile pentru noi. Vom deservi aproape 800.000 de locuitori a județului Cluj. În primul rând, Ford-ul pentru mine este o mare prețuire, pentru că Ford-ul este un produs care este de peste 100 și ceva de ani produs în Statele Unite. Acum se produce în Europa, în Turcia, și pentru mine mașina Ford este o mașină superbă din toate punctele de vedere, și caracteristici auto, și suplețe, și siguranța circulației. Relația cu Turcia ne este foarte bună și partenerii turci au fost cei singuri care ne-au înțeles să lucreze și în noiembrie și în decembrie, să tragă tare, în așa fel ca ultima mașină să vină în parcul de la Cluj. After 5 years being the leaders in specialized vehicles and rigid vehicles, now we are delivering another part of this fleet to our largest fleet in Romania, and the special part, it's in Cluj. And Cluj is becoming more and more important part of our overall vehicle park in Romania. So it is really exciting for us to keep growing in this region of the country, where we will be more active in investing in this area, especially in specialized vehicles and waste management. I think we are by far the leaders, but this doesn't mean that we are always comfortable, because there is always competition and there is always a sophisticated expectations of the market itself, of the clients itself. So we are working hard to improve the truck, the superstructure solution and more technology in our vehicles to support our clients' needs. We have been working hard, not only for explaining ourselves, explaining the quality of the product, but also working hard for extending the after-sales network to support being with our clients 24/7. And we reached to 3,000 units in 5 years' time. De când am început să importăm Ford Truck în România, am mizat sectorul de vehicule municipale. Eu cred că vehicule Ford se potrivește foarte mult, foarte bine și are un raport calitate-prețul nebatabile. Mi place și să mă mândresc cu faptul că de peste 4 ani, în segmentul de vehicule municipale, Ford Truck este lider de piață cu niște percentuale uimitoare, de peste 60%. E dovada că tot eforturile care s-au pus pentru a importa și a distribui acest produs în România nu au fost degeaba. Supercom, cu această livrare de 62 de mașini care vor fi folosite aici în municipiul Cluj, devine cea mai mare flotă Ford Trucks în România, cu peste 200 de unități. E un rezultat care ne mândrește foarte mult, pentru că lungă o legătură de afaceri care se întinde la peste 27 de ani, e și e vorba de o prietenie foarte profundă între mine și Ionel Ciuclea, președintele lui Supercom.